mansarda unui vis. Natalia Barbu e un nume sonor în lumea muzicii de la noi și din România. O voce inconfundabilă care îți taie respirația și îți dă fiori. Fascinează prin talent, frumusețe și tandrețe. E o femeie pe cât de sensibilă, pe atât de puternică și adevărată, care nu cade ușor pradă depresiei, chiar dacă de curând a trecut printr-o dramă puternică, pierzându-și neașteptat mama. Devin tot ce n-am fost. A găsit puterea să se ridice și să trăiască, să creeze, să iubească, chiar dacă amintirea mamei mai este încă vie. Ia-mă de mână, vreau să învăț să zbor. Cu tine alături totul e ușor. A avut un sentiment deosebit când am cântat în piața Marea Adunări Naționale. Florilia, mi-e și la fel de drag. Și în special când am cântat cu orchestra simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, am cântat piesa Flori de Liliac. Și acel moment a fost cu totul și cu totul deosebit, pentru că aveam emoții foarte mari. E o piesă care îi aparține mamei, un cântec legendar, de fapt, pe care toată lumea știe de la mic la mare. Și am avut emoții, ziceam să mă țin, să nu cumva să încep să plâng în scenă, pentru că era un moment extrem de dificil. Bucuria mea a fost să mă întorc acasă, pentru că am avut iar contact cu publicul meu drag, pentru că publicul nostru este cu totul și cu totul special. Lucrez acum în studio, deci e cumva așa, s-a pornit motorașul din nou, m-am pus pe treabă și asta este important pentru mine. Tot ce pot să vă divulg, că în sfârșit, deci am mai zis că lucrez la albumul meu și lucrez în continuare, am reluat lucrul la albumul meu. Avem același drum, trăim doar pentru acum iubire. Eu sunt o visătoare și fără vise cred că nu mai, nu știu, doar supraviețuim așa, nu... Nu mi se pare normal să pierdem din visele noastre. Legat de familia mea, visez să, ca orice mamă, să-mi văd copilul sănătos, acolo, nu știu, fericit. Ca soție îmi doresc să-mi văd soțul la fel sănătos și lângă mine și la bine și la rău. Sper la mai mult bine, să nu avem parte de niciun rău. Și asta e. Niște lucruri simple, banale, pe care noi oamenii ni le dorim. Deocamdată nu m-am gândit la lucrul ăsta. Am un băiețel și toată atenția la el, am și o carieră, deci încă nu mă gândesc la alt copil. Nu există niciun secret. Eu cred că mareajul este, cum se spune, e vorba noastră, că mamă, e o muncă grea. Nu, atâta timp cât e iubire, respect și înțelegere și lucruri care leagă, foarte multe lucruri care leagă acești doi oameni, eu cred că restul trece. Îmi pare bine că am fost alături de mamă până în ultima clipă. N-am fost în momentul când a plecat. Tata m-a scutit de acel moment, chiar dacă a fost tata lângă ea. N-am niciun regret. Mi-amintesc de orice clipă cu, chiar și cele mai triste. Tot au loc în viața noastră, pentru că după acel moment trist, atât de mult te bucuri de acel soare care apare în viața ta. Altfel nu am vedea diferența între, nu știu, negru, alb, lumină, întuneric, nu știu cum să zic. Adică ne bucurăm mult mai mult de schimbări frumoase în viața noastră. Asta sunt eu. Fără muzică, cred că m-aș ofili sau aș muri în interior. Și mama cred că s-ar bucura să ne vadă împreună, să fim uniți puternici și mai ales că eu am avut o legătură foarte, să zic eu așa, foarte strânsă, chiar magică cu mama mea.